Președinta Maia Sandu a anunțat că acest eveniment din 21 mai trebuie să adune cetățenii pentru a spune întregii lumi că sunt europeni, iar Uniunea Europeană este calea aleasă de populația Republicii Moldova. Pe de altă parte, imediat după acest apel, și-au anunțat disponibilitatea să vină mai multe partide. Inclusiv Partidușor a fost printre primii care a răspuns că va veni. Asta e mărul otrăvit, doamna Valentina. Asta e mărul otrăvit. Ăștia sunt pro-europeni, ăștia sunt exponenții lumii criminale și nu o spun eu, o spun oficialii noștri, o spune procuratura, o spun instanțele de judecat care l-au condamnat la 15 ani. Și fel de partid, și fel de lider politic condamnat la 15 ani. Ăștia trebuie scoși din circuitul politic odată și pentru totdeauna. Eu odată, încă o dată reiterez, suntem extrem de mioriti și de buni la suflet moldovenii. Extrem de buni la suflet. Domnul Costiu, dumneavoastră înțelegeți foarte bine. E condamnat și nu are ce căuta. Se va spune că se instaurează dictatura dacă... Nu o spunem noi, l-o condamnat la 15 ani, ce trebuie să mai spunem? L-o condamnat, e om condamnat penal. Așteptăm verdictul Curții Constituționale pentru că pe rol acum e pusă sesizarea Ministerului Justiției referitor la scoaterea în afara legii a acestui partid politic. Nu cred că asta este soluția cea mai optimă, eliminarea unui partid. Astăzi îl scoți în afara legii pe Partidușor, el mâine o să numească Merișor. Și îl scoate și pișeala? Sau Ilancic, ca să nu spun și sinonimul. Problema nu e în denumirea partidului eliminat sau neeliminat. E problema între acei 10, 15, 20 de organizatori și finanțarea. Scoși banii și scoși cei care organizează și tot era partidul lor.